Bună dimineața București cu Alex Minculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața 9 și 30 de minute anul 2024. Știm este un an plin de momente politice importante, cum ar fi alegerile. Primele începem în data de 9 iunie. Vorbim despre campania Vot corect cu Septimius Pârvu de la Expert Forum. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, bine ai venit! Mulțumim Așa cum ai postat și tu pe pagina ta de Facebook, vorbim despre acreditarea observatorului pentru alegerile din 9 iunie. Un element extrem de important pentru apărarea democrației, acest observator. Hai să determinăm, la începutul discuției, ce înseamnă să fii observator. Care este menirea unui astfel de observator? Aș începe cu o diferențiere față de ceilalți oameni din secția de votare, că tot timpul exact. la noi există această confuzie, o confuzie ce e reprezentant, ce e delegat, ce e observator. Noi, în primul rând, nu suntem parte dintr-o comisie. Adică noi, noi suntem absolut independenți de orice partid, nu, și de candidați independenți, adică nici nu colaborăm cu niciun fel de partid mm -hmm. în sensul ăsta. Noi suntem organizații neguvernamentale, suntem vreo șase organizații din toată țara, Uh, și uh, noi avem, la rândul nostru, o acreditare de la Autoritatea Electorală Permanentă care ne spune că, faptul că noi putem mai departe să delegăm acești observatori, care sunt persoane independente politic, acum, sigur, nu înseamnă că n-au păreri politice, nu dar și pur și simplu... sau nu evidențează? Nu ceva. sunt parte dintr-un partid, asta e cel mai n ai voie să fii, conform legii, parte dintr-un partid, nu poți fi parte dintr-o campanie electorală, asta este cerința noastră, adică dacă ai fost, nu știu, ai organizat evenimente pentru un politician, sigur că nu mai poți să fii observator independent, Uh, și uh, trebuie să ai drept de vot peste 18 ani um, și practic ce face observatorul spre deosebire de un membru al biroului electoral ca să facem și diferența asta membru biroului electoral este acolo ca să organizeze procesul. Adică, sunt persoanele care, știți, stau la masă și. Noi, noi nu suntem parte din acea comisie, nu avem absolut nicio treabă, noi vedem ce fac ei, noi ne uităm la modul în care își desfășoară activitatea. Observatorul poate are drept dreptul de a merge într-o secție de votare de la 6 dimineața, de când se deschide secția și stă. Anul ăsta, mă rog, votul se va termina undeva pe la 10, poate după 10 seara și când se termină numărătoarea, până atunci poți să stai, până se completează procesul verbal. Uh, ce pot să faci este să asiguri, în primul rând, că uh, membrii Comisiei Electorale uh, respectă legea, faptul că, nu știu, alegătorii își pot exercita drepturile cum trebuie, faptul că nu sunt competitori electorali care fac campanie, faptul că, nu știu, nu stă primarul și dirigează oameni prin secție sau chestiuni de genul acesta. Noi nu avem voie să punem mâna pe liste, nu numărăm voturi, nu. Deci nu avem absolut nicio uh, competență de genul ăsta, dacă vreți. Uh, dar ce facem? Putem face plângeri, putem face sesizări la președintele biroului electoral al secției de votare, putem merge și la biroul superioare dacă nu se întâmplă nimic, și câteodată nu se întâmplă nimic. Depinde foarte mult de secțiile de votare. Sunt președinți foarte conștienți, sunt președinți mai puțin conștienți. Și mai este o chestiune, noi încercăm să și strângem date din secțiile de votare, avem, există niște formulare, ele au două scopuri, pe de-o parte te și ajută un pic să înțelegi ce urmează să se întâmple, sigur, noi, noi facem și training, adică săptămâna dinainte avem traininguri și pentru țară și pentru străinătate, pentru că sunt un pic diferite, acreditând observatori și în România și în străinătate, dar aceste date ne ajută foarte mult să înțelegem cum s-a desfășurat procesul, a fost tot ok, toată lumea a înțeles, a avut acces o monitorizare, la... practic, a ceea da, ce s-a întâmplat. dar pe baza acestor date noi încercăm să îmbunătățim lucrurile pentru viitor. Uh, pentru că observarea nu e numai pentru prezent, adică, sigur, vrei să te asiguri că acum se întâmplă tot ok, dar uh, ideea e că încercăm și am reușit, uh, bazat pe, pe datele astea, uh, am reușit să... Uh, în... Să după alegerile trecute să îmbunătățim anumite uh, chestiuni. Cu ce ați îmbunătățit? Păi am uh, un moment interesant a fost în 2019 uh, când a existat o întreagă campanie împotriva SIMPV, sistemul ăsta electronic uh, sunt tabletele din sex. Uh -huh. Practic uh, uh, prin care s-au zis diferite lucruri care nu erau neapărat adevărate despre ce face sistemul de fapt. Uh, fără exista o înțelegere de fapt a ceea ce face sistemul și noi chiar am mers în parlament atunci cu raportul, am avut vreo date din vreo 3.000 de secții de votare și am zis, a mers, uite, a mers. Uh -huh. Și într-adevăr, probabil și Comisia Parlamentară a zis, da, a mers, n-a fost okay. o problemă. Dar uh, sunt și multe schimbări tehnice pe care am reușit să le facem bazate pe aceste date. Sigur, lucrurile mari în legislație electorală, nu știu, sisteme electorale, chestii de genul să se schimbă mai greu, pentru că ai o, nevoie de, uh, de, de o voință politică în sensul ăsta, dar... Um... Pentru bună organizare a... Evenimentul da, Și plus că uh, ne permit și să ieșim a doua zi după alegeri, și chiar o să avem o poziție pe, pe 10 iunie, să, în care o să zicem, uite cum a fost ziua alegerilor, că altfel nu avem cum, nu, dacă, dacă ne strângem date așa, încercăm să nu ne dăm cu părerea că nu. Uh, și toată campania asta de, de observatori, uh, apropo, nu am zis că cine vrea să se înscrie ca observator trebuie să intre pe votcorect.ro, Uh, care este un site uh, care are partea aceasta de observator, dar în care, pe care încercăm să explicăm și regulile uh, jocului, dacă vreți, cum, cum, se desfășoară alegerile, adică găsiți, nu știu, zeci, sute de întrebări despre diverse uh, uh, componente ale procesului, unde votezi până la câte afișe trebuie să fie pe un adică lucruri foarte diverse. Tehnice. Tehnice, sigur. Nu fac, noi nu facem campanie, nu facem politică, nu o să găsiți nimic despre niciun candidat acolo, adică nu n avem scopul ăsta. Uh, și acolo primim și plângere, adică dacă sunt alegători care, sau oricine, dacă vrea să trimită o plângere, avem uh, chestiunea asta. Uh, dar observarea în sine, observarea zilei, este o componentă din... Uh dintr-o poveste mai mare, pentru că noi nu ne uităm numai la ziua alegerilor. Poți să ai cea mai bună zi alegerilor, dacă toate celelalte reguli sunt strâmbe. Și atunci am început încă de anul trecut, încet, încet, să ne uităm de la, nu știu, comasare, la nu știu, la finanțarea campaniei, la toate lucrurile astea, pentru că ele sunt parte din procesul adică, electoral. practic, ce facem cu observatorii este ultima, este ultima parte a, a procesului, dar el e mult mai lung. Și atunci e, e foarte important să înțelegi tot, de fapt. Cum ar trebui să arate observatorul ideal? Care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunească? Am înțeles trebuie să aibă 18 ani împliniți, să aibă da, drept de da, vot. Da. Nu trebuie să fi făcut parte din nicio campanie, nici măcar dacă a împărțit niște flyere pe stradă? Uh, nu, pentru că devii, uh, De exemplu, nu avem o problemă cu uh, strângerea de semnături, pentru că asta ni se pare cumva mai. Adică, dacă ai făcut parte dintr-o campanie de strângere de semnături, e, e un pic diferită da. decât dacă ai lipit afișe. Uh, dar, nu, dar dacă ai fost parte din campania unui candidat, după cum știam, chiar și independent. Pentru că, din păcate, candidații independenți în România sunt foarte oropsiți. Adică na, nu poți să-ți trimiți reprezentanți. Nu po Bine, candidatul da. în sine poate să stea în secție în ziua aia, dar atât. Dar nu, nu colaborăm pentru că, și nu, nu acceptăm astfel de persoane, pentru că pentru noi independența și pă, să facem lucrurile astea profesionist sunt foarte importante. Și vă, vă dați seama dacă ați lipit afișe și ai organizat evenimente. A doua zi nu poți să zici că ia stai un pic că mă uit echidistan la tot ce se întâmplă da. în secție. Um, și um, cam acestea sunt Criterine. condițiile. Sigur, în, în, la locale este un pic mai mai complicat, pentru că um, câteodată observatorii sunt rude cu candidații și atunci... A, chiar și legea, și privind biroul electoral, n-ai voie să fii, dacă ești pun rudă până la gradul 3, nu poți fi în birou electoral. Și atunci și noi încercăm să ținem cont de chestiile astea, dar e cumva și de la caz la caz încercăm să vedem. Noi în platformă verificăm fiecare observator, ne auzim și la telefon, adică mm -hmm. e un, e un proces, nu doar să înscrie lumea, dăm un, apăsăm un buton și gata, totul mai acceptat. Adică e un, e un, proces și la noi de, de verificare. Primești ecusonul acasă, care este procedura în momentul în care ai primit ok -ul? da, deci noi eliberăm aceste cusoane pe care le trimitem prin poștă, să cine poate să le ridice, le ridică de la noi. După care săptămâna următoare, săptămâna viitoare organizăm traininguri. Vor fi și online, vor fi și fizic. O parte într-o parte din orașele unde avem parteneri, avem la Iași, la Constanța, la Cluj și la la Rădăuți. Uh, deci sunt organizații cu care lucrăm în coaliție de, de mai mulți ani și care uh, fiecare are uh, componenta, ne-am teritorial, dacă vreți. Uh, apoi, uh, uh, după, uh, practic, vor fi acestea, vom avea un manual, practic vom trimite tuturor observatorilor un, niște instrucțiuni, în ziua alegerilor, dacă ai o întrebare, să știi unde să te duci frumos. Uh, să, să cauți și uh, vom avea și un, uh, și un call center care de fapt va fi deschis pentru absolut oricine, uh, sâmbătă și duminică și care e 0800 002. E număr nou anul ăsta, încă, încerc să-l învăț pe <gri> de rost. Dar uh, da, oricum se găsesc toate informațiile astea pe votcore.ro și, uh, practic, în ziua alegerilor, uh... <laughs> uh, o, o să primească, da. O să primească și uh, o alocare pe secții. Uh, nu suntem... Uh, uh, în alte țări ești cumva dependent omul și secția. Da. Uh, noi nu avem neapărat chestia asta o acreditare valabilă în orice secție, dar în funcție de preferințe, sigur, dacă stai în sectorul 6, nu o să te trimit la Constanța. Adică e... Decât dacă vrei, sigur. Uh, deci este o, e un mix între opțiunea... Observatorului, care ne spune cam pe unde vrea, și sigur, și avem și noi un plan să acoperim, desigur, cât mai mult și, și foarte important, noi nu mergem să căutăm doar probleme, adică nu mergem doar în secțiile alea unde, sigur, tradițional, știm că sunt niște locuri unde e mai complicat. Dar vrem să vedem și lucrurile bune și rele, că dacă le vedem doar pe alea rele, o să ieșim a doua zi și o să zicem, doamne, cum au fost alegerile astea. Dar alegerile sunt și cu bune și cu rele și de asta vrem să le vedem pe, ambe, pe ambele. Pentru că sunt oameni care își fac treaba foarte foarte bine. Bun, să vorbim un pic despre România și diaspora, să ne da. și acest aspect. Cei care sunt înscriși în România, sunt din România, cei care activează ca observatorii în afara granițelor țării, sunt de acolo. Să nu mm -hmm. înțeleagă cineva că, a, plec la Bruxelles. Da, nu plătim bilete <laughs> la. Și aici ajungem și la, la, la remunerație. Uh, Dar nu există. Exact, hai să începem cu. E asta. Pe bază e de mai este, da. este absolut. Uh, o, uh, este o activitate voluntară, adică nu plătim absolut nimic și pe, pe, și de asta suntem foarte recunoscători celor care, care vin, unii dintre, dintre ei sunt deja la uh, X-tură, nici nu mai știu, ne, ne știm de am buni, uh, pentru că facem chestia asta de mai mult de 10 ani, deci nu, nu ne-am apucat anul ăsta prima dată. Uh, dar, da, nu este voluntar Nu plătim nimic, iar în străinătate Sunt, în general, persoane care stau acolo Adică, nu uh, Ideal e să mergi în orașul tău Sigur, poate vrei să vezi mai multe secții uh, Sigur, comparativ cu România Sunt mai, mai puțin observatori în străinătate da. Pentru că n-ai cum să ai în fiecare oraș uh, Dar uh, Avem Avem și în străinătate în destul de multe țări Adică uh, În Nu în, uh, în e, dar și în afara Spaciile europene, na. Da, da. Bun. Astea, astea sunt condițiile. Asta urmează să se întâmple. Mai avem loc? Mai avem timp să ne înscriem? Uh, da, mai este până la sfârșitul lunii. Uh, și... Um pentru observatorii care, mă rog, noi suntem limitați cumva și de transmiterea acreditării, pentru că ea trebuie să fie fizică pe hârtie cu ștampilă, semnătură și adică așa ca la carte, nu uh, uh, numai număr de înregistrare, nu. Aba, avem și număr de înregistrare pe ea. Uh, uh, și atunci doar cei care își pot ridica acreditările se pot înscrie și la începutul lui iunie. Uh, dar altfel uh, ca să le putem trimite până la sfârșitul lunii mai. Pe, pe vot corect da, acum, sigur dacă cineva vrea din, tot din adinsul să fie observator, ne poate da un semn și vedem, rezolvăm Bun vorbim exclusiv de București acum, pentru observatorii de aici E ceva special, e ceva diferit? Um, trebuie um, specificat um, un anume În primul rând, mulți din observatorii din București merg și în județele din prejur. Adică, cine optează să fie, de exemplu, într-o echipă mobilă, poate să ducă, după cum ce am până în 10 secții pe zi. Adică, tre tre trebuie să stai minimum o oră într-o secție uh, și asta e foarte important la observatorii mobili, sunt minim câte doi. Adică, nu, nu, nu trimitem observatori mobil o persoană, nu există o, o echipă de o persoană. Um, dar Bucureștiul ca orice alt loc e foarte divers adică sunt uh, secții foarte ok sunt secții mai puțin ok uh... Dar, sigur, pentru diversitate, cine vrea să fie observator mobil, poate să meargă și în mediul rural, poate să meargă poate într-un județ de lângă București, adică există. există o diversitate și în București, poți să mergi într-o secție mai mare, poți să mergi într-o secție mai mică, dar e, e foarte greu de zis dacă există, nu știu, ceva mai specific pentru București. Sigur, e un oraș mai mare, nu e ca într-o comună unde sunt două secții și toată lumea se știe cu toată lumea. Uh, dar uh, am avut situații interesante și în București, adică nu e. <laughs> uh, dacă mă arăt interesant, uh, denumim situații în care a fost nevoie de un pic de muncă să organizăm procesul în secțiile. Bun, hai să ne imaginăm uh, acest uh, scenariu. În Dimineața alegerilor suntem observatori, ne prezentăm la secția de votare, stăm până se întocmește procesul uh, verbal. Avem așa, un uh, număr de telefon unde putem sesiza uh, anumite abateri. Da? da? Avem da. dreptul de a purta aceste cuson în calitate de reprezentanți. Da, obligație. Care este spațiul unde activăm? Uh, da. În, în primul rând, sigur, este secția de, de votare catare. Ca nu există un număr minim și un număr maxim de observatori. Că așa asta o întrebare destul de frecventă, câți observatori intră într-o secție? Uh, câți intră? Adică, da, dacă, să uh, vedem dacă. Cât de înghemăiți era o glumă. Exact, dacă, exact. Dacă secția e mică, na, uh, în general, sigur, de la noi, vom vrea un observator, adică nu, mm, n-are o să înghes fie trei, sau, sau echipă mobilă din, din doi. Uh, dar, pe lângă secția, ca atare, este foarte interesant ce se întâmplă și în afara secției și noi chiar recomandăm să mai ieși din când în când să te uiți și în afara clădirii. Uh, acum, iarăși, sigur, sunt secții și secții foarte diferite, în comunități mai mici, poate în mediul rural de obicei, să zicem, aleșii locali sunt un pic mai activi, câteodată secțiile sunt organizate în primărie, am găsit chiar în biroul primarului, deci acolo organizează secția. A, Uh, am evoluat măcar. Am, pe vremuri erau și în baruri uh, sau în, uh, în case personale, în, în, în casele unor oameni, că n aveau, n -aveau clădiri. Uh, dar da, asta poate să fie o problemă. Adică, e interesant să vezi, pentru că, deși candidații ce de pot sta în secția de votare, nu au dreptul să facă o campanie, să vadă cum votează oamenii. Deci, E un pic, e un mix așa, adică te stai și în secție, mai ieși un pic și afară, mergi și votezi, în primul rând. Aici trebuie să menționez... Se pe liste separate? Nu, 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 care... ca observator ești ca orice alt cetățean, Aha. doar membrii birourilor electorale pot, pot vota în secția respectivă. Adică dacă tu ești la altă secție din localitatea respectivă, ca membru al biroului poți să votezi la secția unde lucrezi, evident. Dacă ca observator te duci și votezi. Și noi recomandăm de obicei, încep cu secția sau stai în secția unde votezi sau cumva, nu știu, ții o pauză la prânz, fugi să votezi și... Să nu înțeleagă cineva, că aici e aspectul acela, eu sunt locuitor al sectorului 3, aparțin unei secții de votare care se stabilește în urma adresei din buletin. Eu sunt mm. observator în drumul taberei, mm. nu înseamnă că votez în drumul taberei, mergi și votez la mine, mm -hmm. apoi da. noi da. încurajăm acest aspect civic de a vota. Sigur, nu de a vota sigur. oriunde, atenție. <laughs> există separate, cum spunea și Septimius, sunt pentru cei care sunt în afara localității, în momentul respectiv, atenție nu la locale. Uh, da, aici e un pic mai complicat, că sunt multe situații. Sunt la locale, situații, da. Uh, da. Da, în principiu la locale ești legat de. Uh, de bloc. De, de domiciliu sau de reședință, dar foarte da. important la reședință doar dacă ți-ai făcut-o până pe 10 aprilie, dacă ți-ai făcut-o după numai. contează. Acea viză de flotant. Da, te duci și voți la domiciliu, că, nu, că nu, e, nu se mai aplică așa. Uh, la europarlamentare votezi unde ești arondat, la secția la care ești arondat în localitatea respectivă, dacă okay. nu știu, ești, zicem, din Constanța și tu ești la postradă în Constanța, știi unde ești, te duci la secția aia, dacă ești în Murfat, la dau un exemplu acum, o să votezi acolo pe listă suplimentară. Adică în afara localității unde ești aruncat, poți să votezi oriunde, la europarlamentare, dar la locale... Da, la Molfatar apare și eu cu cine votez. <laughs> și uh, și uh, nu se servește alcool în ziua da, da, asta în e de, de votare. Da, asta extrem de important. Chiar se poate uh? observa și lucrul acesta? Da, poate sigur, fi, sigur. Uh, că okay. Okay. secția este, nu știu, poate școala sau ceva, e câteodată vis-a-vis e -vis de bar. Și mai observ. Da, mai observ. De deci, ce relo... acest lucru se poate nota? Da, 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 sigur, este, parte din, este face parte, parte din din observare din... și observare. nu știu dacă se servește și ca să votez pe cineva, cu atât mai bine, pentru că a, a, candidații nu au voie să dea absolut nimic, nici un pix, nicio cutie de chibrituri, adică da, n-ai voie absolut nimic. Dar foarte important, în București nu poți votezi în alt sector, adică sectoarele din București sunt, dacă vreți localități sunt separate, poți votezi pentru primarul general, dar nu pentru. Da, n-ai voie să. Să schimbi, să schimbi sectorul ca să. Ca Și încă, să puteți... încă un lucru extrem de mm -hmm. important. Din câte știm, există acea urnă mobilă? Mai există? Da, da, da. Și ea care... e pentru persoanele cu uh, dizabilități. Care nu se pot deplasa. Da. da. În general, da, care nu sunt, care nu sunt deplasabile. Și aici foarte, o, o chestiune foarte importantă pentru că am. Asta a rezultat și într-o cerere, de fapt, într-o cerere a noastră a rezultat. Biroul Electoral Central a hotărât că se poate cere urna mobilă și prin e-mail în avans, ceea ce știu că pare o revoluție, mă rog, e o revoluție, <laughs> uh, pentru că de obicei trebuia să te duci cu o seară înainte, să trimiți pe cineva cu o seară înainte la ora 6, și cam mai era tot la uh -huh. secția de votare. Dar acum măcar ai sistemul ăsta, poți să cer cu o săptămână înainte pe, pe e-mail. Uh, observatorii pot însoți urna mobilă, adică au dreptul să însoțească urna mobilă. Uh, și chiar recomandăm, pentru că e și o experiență. Câteodată sunt spitale, câteodată sunt. Da, nu ce știu, de, știu, bătrâni, spitale, da, da, sunt chiar. Și... Sunteți anunțați în momentul în care există o cerere pentru o urnă mobilă? De regulă, cam există. Uh, bine, mediul s-ar putea să nu fie chiar peste tot, dar. sau în comunități foarte mici. Uh, dar, uh, da, oricum noi încurajăm observatorii să întrebe dimineața dacă există cereri uh, și câteodată. Okay. Da, e interesant de văzut da. cum e cum se desfășoară cu urna mobilă. Bun. Ce ar trebui să mai reținem pe final Septimius, care ar fi aspectele pe importante lângă, de punctat și de reamintit. Cam tot vorbit așa foarte mult de integritate, de chestiile astea și sigur alegerile sunt, sunt foarte importante și dacă ele nu se desfășoară cum trebuie contează foarte mult. Iar la locale poate contează mai mult orice vot, poate ca la alte tipuri de alegeri. Dar pe lângă povestea asta cu integritatea, cred că cred că o experiență în sine foarte foarte faină, dacă vreți, și am avut mulți observatori care Iarăși, avem observatori foarte diversi, adică, nu știu, de la director de supercompanii, pensionari, studenți, sunt, sunt foarte, nu știu, it -ști, Nu există limită de vârstă, nu? În, în jos există, în, în, jos, sus, da, în, în sus. sus nu. Cred că, la, la un moment dat, mă rog, pe vremea eram în altă ocazie, dar a fost și domnul Șora la un moment dat, așa că, da, nu există limită de vârstă. Dar... Este în sine o experiență foarte faină să te duci în secțiile de votare. Câteodată, nu știu, s-au dus în comunități unde n-ar ajunge, poate, altcumva, să stai într-o zi, de fapt, să înțelegi unul la mână cum arată procesul de vot, dincolo că te duci, pui ștampila, și așa e tot și pleci, stai cu oamenii înțelegi care sunt problemele, înțelegi de fapt ce înseamnă să organizezi toată chestiunea și anul ăsta va fi poate un pic mai complicat cu comasarea, multe buletine, multe proceduri, adică va fi un pic va fi, va, sigur, va fi poate și un pic mai greu și pentru noi să observăm chestia asta dar cred că feedback-ul la sfârșit a fost foarte foarte bun, adică am văzut foarte mulți oameni entuziasmați după ce au fost observatori chiar dacă e obositor, adică da, nu e, da. Nu, nu e o plimbare pe plajă adică <laughs> adevărat dar e foarte energizant, de fapt, să faci chestia asta, cred. Păi, mulțumim mult pentru prezență. Mulțumesc și eu eu pentru... Baftă, cu ajutorul tău la transmitem tuturor celor care vor pune umărul. Un exercițiu democratic, atât să observi cât și să votezi. Mulțumim pentru tot ce ne-ai explicat. Sper că s-au lămurit aspecte mai confuze. Dacă ați ratat interviul dimineții, el este disponibil pe pagina de Facebook București FM. Steptimius Pârvu, Expert Forum. Mulțumim, Mulțumim. și BAFTA. Sper multă. să fie un proces Mulțumesc cât se poate că... de liniștit și de corect. Să pe site-ul. Vodcorect.ro. Acolo Vod găsiți despre tot ce am vorbit acum acolo acolo. Iar pe noi mâine ne găsiți, desigur, în matinal de la ora 6, aici în Bună Dimineața București. Vine Răzvan în de 10 ori România, cu întreaga echipă 9 și 53 de minute. Andreea Flori, Cornel, Alex și Septimiu vă urează o zi excelentă în continuare. Rămâneți ascultători de București FM. Ceau! Ceau! București FM. Aici e capitala.